Entec. Oh, nu! Mama e acolo! Mama! Ține-te bine! Vine unda de șoc! Nu se poate. Oh, nu. Kate, Jefferson, mama mea, unde e? A reușit să iasă, da? Îmi pare rău, Max. Nu, 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 nu spune asta, nu e posibil. Nu! Asta da explozie. Noi ne-am terminat treaba aici. Baza Entec e complet distrusă, Lord Makino. Acum urmează faza a doua a asaltului meu. Atacați clădirea THI cu tot ce aveți. Link-ul, ce se numea Forge, va încărca programul meu și va controla reactorul THI. Pentru gloria lui Makino! Cu acea sursă de energie voi lărgi gaura de vierme, făcând-o suficient de mare pentru a-mi aduce prin ea unitatea Alpha Link și armata. Între timp, voi termina disecția ta, Enbaro Axtil. Opa! Mă cheamă Stilia, el e omul meu, Max. Hai, Turbo! Împreună păzim pământul de infractori. Monștrii, ultra link-uri, știți voi, ca un super-erou cu identitate secretă și tot acumul. Noi suntem echipa Turbo Supremă. Next are puterea, iar eu cunoștințele de extraterestru pentru a o controla. Și ne echipăm pentru cea mai mare bătălie de până acum. Împreună suntem Max Steel. Makino atacă, partea a doua. Nu se poate. Ce e asta? Ha? Mamă! Mamă! Oh, Max, mă bucur că ești bine. Mamă, credeam că te-am pierdut. Nu mă vei pierde niciodată. În cea de 79 și carpus. Unde e iubirea? Și eu am scăpat cu viață, să știi. Oh, Berto, îți rămân dator, prietene. Mulțumește-i lui Saitro. El și-a pus carcasa la bătaie. Ah, ce aiurea. Nu-mi vine să cred că Entec a dispărut. Nu a dispărut. Noi suntem Entec, Kate, și noi nu plecăm nicăieri. Domnule, tocmai am primit un apel de urgență din clădirea THI. Cei de acolo sunt atacați de Ferus. Să ne terminăm treaba, soldat! Nucleul reactorului din acea clădire este foarte puternic. Nu putem lăsa forțele lui Makino să pună mâna pe el. Repede, găsiți un vehicul funcțional și porniți. Mamă, nu pot merge cu tine. Makino l-a capturat pe Steel, trebuie să-l salvez. Dar îmi fac griji pentru tine. N-ai de ce. Tu ești mai important decât viața mea. Găsește-l pe Steel și salvează-l. Ai nevoie de el, Max. Senzorii mei au detectat o supraîncărcare și o detonare de energie turbo în 6 ore și 32 de minute calculate la timpul de pe pământ. Vengan, ea e mama mea. Molly. Senzorii mei mai indică faptul că Makino e pe acea navă cu Steel. Noi ne ducem la THI. Voi salvați-l pe Steel. Ai grijă, Max. Oh, mamă! Nu în fața tipului extraterestru. Când îl salvezi pe Steel, spune-i asta. Cod Alpha 8376 Omega 4. El nu va înțelege, dar ești pregătit pentru asta. Vei avea nevoie. Bine, haide, Vengan. THI e clădirea mea, o cunosc bine. Am descoperit că Toxon a construit o intrare secretă. Haide! Nava mea a fost avariată, probabilitatea de succes s-a diminuat. Trebuie să ajungem acolo sus, trebuie să-l salvăm pe Steel. Ne-ai putea teleporta. Teleportarea la o asemenea distanță într-un spațiu necunoscut are multe variabile. Dacă am avea o cutie de metal pentru amortizarea impactului, am reușit. Dar nu avem așa ceva. O avem, cum să nu? Să înceapă teleportarea. Prea jos, de fapt mult prea jos. Nu-i destul de sus, nici pe aproape. Scuze, va trebui să calculez din nou. Ai reușit. Nu
uita de ce te ajut, Max. Am nevoie de Steel, e un fugar. Trebuie să-i aduc și pe el și pe Machino în fața Consiliului Stelei Negre. Putem vorbi despre asta după ce îl salvăm pe Steel? Nu-i de bine. Încep să mă supraîncarc. Trebuie să ajungem la Steel. Și eu zic la fel. Hei! Cred că glumești. Va deveni din ce în ce mai dureros. Spune-mi, de ce te-ai răzvrătit? Pentru că a fost alegerea mea. Niciun ultralink nu alege nimic. Nu sunt programați pentru a alege. Sunt programați să te detest? Dacă nu, atunci trebuie să mai înveți programare, amice. Defectul trebuie să fie ascuns undeva prin structura ta. Te voi diseca pentru a-l găsi. Intrați! Pentru gloria lui Machino! Da, da! Pentru gloria lui Machino! Dar sunt bucuros că mi pot redobândi clădirea. Ce? Cum? Nu te gândi la asta, ci la asta! Nu uitați ordinele! Comandantul Forge trebuie să rămână în viață cu orice preț! Îmi pare rău, comandante! Chiar mă întrebam unde ești. Știi că îmi plac intrările spectaculoase. Voi doi, veniți cu mine. Când vom controla reactorul clădirii, vom folosi energia sa uriașă pentru a alimenta portalul Lordului Machino, ca să se deschidă suficient de mult pentru Alpha Link. Apoi, adio, pământ! Absoarbe și extinde! Hey, Jefferson, se duc la reactor! Recepționat! Îi vom opri! Lord Machino, îți trimitem energia de la THI. Bine, nava mea e pe poziție. Am respectat ordinele, stăpân. Programul e încărcat în nucleul reactorului. În câteva clipe vei avea toată energia de care ai nevoie. Totul decurge așa cum am planificat. Voi absorbi și mă voi întinde la nesfârșit. Nimic nu mă poate opri. Cioc, cioc! Max! Vin imediat, Steel, dar acum trebuie să arunc gunoiul. Sclavul Link, jalnic al lui Ax Steel. Ai mai mult curaj decât credeam. Hei, mi-ai furat tancul, vei plăti pentru asta. De îndată ce îl recuperez pe Steel. Dar nu-l vei recupera. Știi că acum nu te iau prea tare, nu? Max. Ne slujim bine, stăpânul. Pregătește-te să slujești un nou stăpân, comandante! Foc! Berto, poți închide generatorul? Dacă rămân în viață, probabil că da. Dacă nu, atunci probabil că nu. Forge a încărcat niște chestii extraterestre, dar știu că pot să spar codul.
am vrut să fac asta. Gata, nu mă mai port cu mănuși. Dacă va trebui să stăpăcesc pielea pentru a te salva, atunci așa să fie. Vești rele, va exploda și va spulbera întreg orașul dacă nu îl închizi. Și? Poți? Păi, nu știu, aș putea dacă strigi la mine și mai tare. E ciudat că ai atâta energie, Turbo, și ai nevoie și de Ax Steel pentru a o stăpâni. Pregătiți unitatea Alpha Link. Activez unitatea Alpha Link. Mi se împlinește destinul. Câteva clipe, unitatea Alpha Link îmi va conduce armata prin acel portal și apoi pământul va fi doar al meu pentru a-l absorbi. Eșecul tău e unul total. În Baro Ax Steel, ne întâlnim din nou. Oh, nu, nu tu. Te rog, nu-mi face rău. Lasă aiurelile, vii cu mine. Gun? Nu! Ce? Ax Steel nu trebuie să scape! Vengan? Așa da! Mi-a fost tare dor de tine! Și acum ce zici de... Hai, viteză, turbo! Vengan! Max, Machino mi-a distrus sistemele de menținere a vieții. Nu mă pot teleporta înapoi. Du-te și salvează-l! Eu îl țin ocupat pe Machino. Acum trebuie să-l salvez pe cel care vrea să mă aresteze? Ironia poate fi tare ironică uneori. Nu te mișca! Stai liniștit! De ce faci asta? Stai liniștit! Bine? Bine, cap de cocoș, fă-mi o gaură de vierme și teleportează-mă înapoi la Max. Și oprește reactorul de HP. A fost interesant să mă joc cu sclavul tău, Link, dar a sosit timpul eliminării tale. Nu se poate termina așa! Max! Steel! Când îl
vezi pe stil, spune-i asta. Cod Alpha 8376 Omega 4. E timpul să fii dezactivat, Max Steel. Permanent! Cod Alpha 8376 Omega 4! Ce? Ți-ai pierdut? Cod Alpha 8376 Omega 4. Inițiez secvența. Wow! Bună, fiule! Tată? Acesta e un mesaj înregistrat, stocat în memoria lui Steel. Habar nu aveam. Dacă ai accesat mesajul, înseamnă că s-a întâmplat ce e mai rău. Că eu nu mai sunt și tu ai mare nevoie de ajutor. O, tată, am atâtea întrebări să-ți spun. Moștenirea ta extraterestră este și o binecuvântare și o încercare. Când ți-am transferat puterile, ți-am transmis și o mare povară, dar și o mare responsabilitate. Ai crescut fără să știi asta pentru că am vrut să ai o viață normală. Într-o bună zi vei înțelege. Poate chiar azi, sper. Am făcut asta din dragoste. Știu. Am înțeles. Acum. Descărcare mod turbo completă. Descărcare mod turbo. Mod turbo rachetă. Ce mod turbo? Alt turbo mod de rachetă. Cineva are probleme. Ești tot un zero absolut. Un nimic. Greșit, sunt fiul lui Nikra. Ești din galaxia mea. Dacă oprim fluxul de energie, poate că am închide portalul. Excepționat! Costumul ăsta e grozav. E înfoi. Asta e pentru tata. Haide! Încă puțin! Lord Machino răspunde! Am pierdut contactul cu Lordul Machino! Toate forțele să se retragă! Înapoi! Mai stai puțin! Tu poți anula transformarea? Nu știu. Nu am încercat niciodată cu un pământean. Structura Ultralink va rezista. Riscul va fi unul mare. Haide, Forge! Luptă! Trebuie să revii printre noi! Forge? Ai reușit, Vengan! Forge, ești bine? Spune ceva! Nu spune cineva ce se întâmplă? Alo? Știți că reactorul urma să explodeze și să distrugă întregul oraș? L-am dezactivat! Beto, nu i-am văzut! Chiar deloc! Nu e o glumă, deloc! Păi, cu plăcere! Steel, asta face parte din modul de rachetă? Nu chiar. Ne-am cam folosit toată energia. Modul de rachetă e un mare consumator. Da, parcă am fi într-un mega ascensor. Dar e de jos. Puțină energie. Da, cred că nu mai am. Dar voi încerca. Hai, turbo, stun! Ce să zic? Știu să îmi fac intrarea. Nu intrare, ci impact. Ai înțeles? Un impact. Precum cel al unui meteorit. Sunt tot mai glumeți. Nu-mi vine să cred că Max l-a trimis pe Machino la plimbare. Pe cel mai tare răufăcător din univers. Bună treabă, puștule.
Tatăl tău ar fi mândru. Cu siguranță. Vengan. Știai că am primit ordine să te aduc în fața Consiliului Stelei Negre. Totuși mi-ai salvat viața. De ce? Nu știu exact. Eu nu sunt la fel ca alte unități Ultralink. Fac ce mi se pare că e corect. Și asta e corect. Cei din Consiliul Stelei Negre vor ști că ai fost distrus în luptă. Mulțumesc! Cine ar fi crezut că după ce am fost declarat distrus, mă voi simți atât de plin de viață? Hei, Max, ar trebui să organizăm o petrecere, nu? Am salvat lumea. Hai, de stil, amice, salvarea lumii a fost petrecerea.